Hello, lume, bine ați venit! Eu sunt Ghostman și bine ați venit la reacțiile cu Ghostman, da, partea întâia sau partea a doua, nu mai știu care, nici nu avem părți, da, știu. Nu știu dacă e foarte luminos, habar n-am. Eu încerc într-un fel să fie cât se poate de luminoasă treaba. Deci, astăzi vom face un videoclip de la Levin. De la Levi, cum este denumirea lui? E Elekeș. Elekeș Levi. Elekeș Levi este un YouTuber destul de bun. Îl urmăresc de multă vreme și astăzi vom avea un videoclip informativ care se numește Să ai o prietenă frumoasă? O să mă bage puțin în triggered chestiile astea, dar învățăm și noi câte ceva acum nou. Să vedem, o să dau și eu anumite reacții și o să zic părere pro și părere contra asupra frazelor care le spune el. So, așa stă vorba. Fuck you. Așa fiind vorba, haideți să trecem la treabă. Hei, Levi, de ce e atât de important în societatea noastră să ai o prietenă frumoasă? Dacă trăiești subiectiv, trăiești sub influența a două aspecte în legătură cu totul, frumos și urât. Astfel, când vezi ceva, judeci lucru văzut. E frumos, e urât. În momentul de față vorbim despre fete. Te plimbi și în jurul tău sunt o mulțime de fete. Când vezi o fată, în Da. mintea ta, automat faci legătura. Vai, ce capul meu! Ce frumoasă! E ok, e cam urâtă. Vai de capul meu! Propun un exemplu. Te întâlnești cu o fată mega de treabă, mișto, cum vrei tu. Dar social vorbind, la noi, ea ar fi judecată în drept urâtă. Asta ar zice oamenii subiectivi. E urâtă. Într-o altă cultură... Aici aș putea obiecta o chestie. De obicei așa e omul construit, să vorbească în felul ăsta. Deși noi ar trebui să judecăm faptul că noi de fapt nu există oameni urâți și că de fapt fiecare e frumos în felul său, numai pentru că în realitatea noastră de zi cu zi se pune accent pe aspectul din exterior și nu cel din interior. Pentru că cel din interior eu consider că este mult mai important, mai ales la o fată. Deci eu, aspectele în care mă uit la fete, de obicei mă uit la modul cum gândește și modul cum cum elementează prietenia cu dragostea în același timp. Deci eu nu mă uit niciodată la fizic, pentru că fizicul este întotdeauna, o să găsești dereglări la fizic. Poate e cea mai frumoasă ca eu știu, ca chip, dar la corp poate să aibă probleme, vergeturi, eu știu, orice căcat. Deci nu vă luați niciodată băieți după aspectul fizic, pentru că de multe ori, bine, hai, poate pentru tine să nu par chiar așa tâmpit sau ceva, ți-ai una care nu e nici cea mai frumoasă, nici cea mai urâtă. Neva la mijloc. Căutați echilibru în chestia asta, dragilor. Și, dragi fetelor, gândiți-vă că mai există și oameni care se mai gândesc la creierașele altora, nu doar la aspect. Cultura ar fi frumoasă, dar aici asta pe noi nu ne încântă. Ce contează e că la noi nu e frumoasă. Și deoarece nu e frumoasă, ți-e frică să fii cu ea. Te vor vedea oamenii, rudele, toți. Dacă ați fi doar voi doi pe pământ, totul ar fi super. Dar așa, prefer să te ascunzi. De ce? Deoarece lumea o va... Cumva Levi are două butoane de la YouTube. Eu asta am observat și a tras la imprimat în găuna. Dar n-are cum, că sunt două butoane de la YouTube. Deci omul ăsta deține două butoane de la YouTube. Wow! Judeca. Judecând-o pe ea, vei fi și tu judecat pentru alegerea făcută. Doar e prietena ta. Face parte din tine. A, Doamne! Aici mi-a dat puțin cundămol pe față. Da, am pățit și eu chestiile astea, să fiu judecat de ampulea.
Deci eu nu judec femeile deloc. Nu judec femeile. Așa sunt ele, așa. Mă rog, am avut greșeala să încerc să schimb o femeie și. Într-adevăr, recunosc că am avut intenția să schimb o femeie în ceva în bine, dar nu mă așteptam pe viitor să mă arunce în ceva mai rău, acea femeie. Dar să sperăm că e mulțumită în ceea ce a făcut ea, să zicem. De aici chiar mi-a plășnit, mi-a tras o palmă de aia cu un nămol pe față cu chestia asta. Foarte dureros când te gândești că ai trecut prin chestia asta și știi ce înseamnă. Ce reiese din judecata lor? Că ea nu e cum ar trebui să fie, cum ar fi bine să fie, frumoasă. Iar alegerea ta, la fel, e greșită. Din faptul că lumea te judecă, reiese că n-ai ales bine. De asta ai judecat. Trăind sub influența gândurilor subiective, când ești judecat, te simți afectat, te fii supărat. Deoarece sunt afectate gândurile tale despre tine, despre ea, despre voi. Și astfel începe să-ți fie rușine. A, da. Și încă o dată Levi mi-a dat pe celălalt obraz. Și pot spune în pula mea că da, de-aia am ajuns de multe ori să fiu și depresiv. Din cauza societății care e proastă și gândește prost. Dacă tu ai o anumită idee, nu le convine la toată lumea aceeași idee care ai tu. Dacă tu ai o idee care probabil o fi corectă într-un anume fel, chiar dacă nu e corectă sau este corectă, ai propria ta idee. Normal, trebuie să fie respectată acea idee care ai avut-o tu. Nu să fii efectiv judecat și izgonit teoretic din societate numai pentru că tu vezi că, eu știu, înghețata trebuie să fie în cornet și nu pe băț. O idee. Fie frica. Nu prea ai curaj să ieși cu ea. Te vor vedea părinții, prietenii, oamenii de pe stradă și așa mai departe. Există o teamă permanentă de ce vor zice, că e urâtă. Oamenii tare, ăia de valoare, au o prietenă frumoasă. Nu-ți găsești și tu o prietenă care să fie de nivelul tău. Nu te faci de râs doar tu. Nu-ți pierzi din valoare doar tu, ci parțial toți cei care au legătură cu tine, care pun preț pe aparențe. Ai de pula mea. Levi, te rog, nu mai îmi da atâtea palme. Da. Mereu mi se întâmplă chestia asta. Deci, de fiecare dată, nu știu, taică mi-o are o boală tâmpită rău de tot. Deci, de multe ori mi-e teamă să îi prezint prietena lui taică meu, că de fiecare dată găsește o defecțiune și zice, bă, dar tu alta mai urâtă n-ai putut să găsești? Sau chestii de genul. Nu judecați. Așa este, așa e el. Nu mi-ar zice mie de rău, dar efectiv îi place să facă glume pe seama asta și pe mine mă deranjează. N-am cum să-i spun chestii de genul ăsta pentru că el efectiv îl doare undeva. E viața mea. Da. Încă o dată Levi mi-a dat a treia palmă pe celălalt obraz. Please, make it stop. Pe tine și ei se simt amenințați. Altfel n-ar judeca și nu s-ar opune. Cum se vor simți oare părinții, prietenii, societatea dragă? Toți cei care au investit atât în tine să fii un Let's om meet up. respectat, un om frumos. Ce față vor face când se vor uita la tine, văzând că tu ai o prietenă urâtă? Meriți tu asta, merită ei asta. Cu ce o veți mândri? Așadar, prietena ta trebuie să fie frumoasă. Nu-ți permiți ca aspectul ei să iasă din viziunea subiectivă a colectivului despre frumusețe dictat de modele artificiale, deoarece atunci apare frica de judecăți, de rușine. Iar persoana ta are nevoie să primească laude, nu? Ce frumoasă e! Bravo! Ești tare! Sunt mândru de tine! Ai de pula mea. Aici știi cum ai punctat Olivia? E ceva de genul, ai spune. Deci, efectiv aici ai dat exemplu persoanelor false. Ai, Doamne, câte persoane false există în lumea asta care îți spun, mamă ce mișto arată, ce nu știu ce știi și toate căcaturile știi și pe la spate după ce ai plecat, zice, mamă ce urâtă e aia, e urâtă din dragi cu spume. Așa faceți voi, așa face toată lumea, sincer. Și o recunosc, și eu probabil o-i fi vorbit de chestii de genul ăsta pe la spate, dar cel puțin mi-am tras o palmă singur și am zis, bă, sunt bou, am stat
Stau un mai nou și judec omul? Atâta timp cât trăiești sub influența iluziilor, cum arată, va fi unul din condițiile principale după care vei alege oamenii. Iubirea mea față de tine, de fapt, va fi iubirea față de ceea ce mi oferi mie. Integritate, frumusețe. Fie în fața lumii, fie ca o doză în plus dependenței mele mentale față de plăcerile personale. Unul din celelalte motive subiective pentru care iei unele decizii. Baza, evident, fiind aceeași. Astfel, eu nu te iubesc pe tine. Cum aș putea să iubesc pericolul? Tot ce pot iubi e ceea ce mi-oferi mie, ce primesc eu prin tine. Această iubire, în formă de fapt fiind o frică, o dependență împachetată într-o formă de inimă. Forma de inimă fiind interpretată ca iubire de societate. Da, aici ce vreau să zic mai mult este frica aia de societate, să nu intervină societatea prea mult, ca pormă persoana iubită să-și facă o imagine proastă legată de tine și pormă să te lase din frica să nu fie, eu știu, prea agresată verbal de alte persoane de gen. Am pățit chestiile astea și da, știu ce zice. Per total, dacă mi-ofer o imagine bună, te iubesc. Dacă mi-ofer o imagine rea, te urăsc și o să fac tot posibilul să stau departe de tine, să te distrug, să nu ne vadă nimeni împreună. Doar ce urăsc ceea ce primesc cu tine. Critici, rușine. Amintește-ți cum a fost la școală când a trebuit să dansezi sau să te ții de mână cu o fată urâtă, criticată. Ce ai simțit când ai fost cu ea? Când se uitau toți la voi și râdeau. Așadar? Haide, pula mea. Levi, tu mă citești gândurile, să mor eu. Mi-aduc aminte, tot așa, tot în școala generală. Deci, eu eram cel mai dolofan din toți. Imaginați-vă, aveam vreo 90 ceva de kilograme, na 5. Bine, și acum sunt abia jumate, cred. Nu, în fine. Și... la un moment dat mi se întâmpla la banchet. Chestia asta am pățit la banchete și pe bune dacă nu mi s-a râs de propria mea existență. Și stăteam și mă întrebam de ce au făcut asta. Deci gândiți-vă că eu efectiv am dansat nu cu cea mai urâtă fată din clasă. Na, nu era urâtă. Pentru mine era destul de frumoasă, na. Singura chestie era că era foarte înaltă. Era ceva de genul mai înaltă decât o fată normală, na, având 1,90 m și în A8, da? Și toată lumea râdea de mine că eu fiind mai, mă rog, nu chiar mic, aveam ce am și acum, 1,79 m înălțime și aia avea 1,90 m și ceva și strigau aia de fiecare dată. Uită-l pe Mereuță cu Camila de mână și nu știu ce. Și de multe ori am plecat de acolo și am stat și m-am gândit de ce dracu mi-au zis mie chestiile astea. Mie nu mi se părea urâtă. Pentru că eu de mic mi-am format chestia asta că nu trebuie să te uiți la aspectul cuiva. Ci la ce e în mintea ei și în sufletul ei. Dacă ești urâtă, te judec, te urăsc. Dacă ești frumoasă, devin dependent de ceea ce mi-oferi și astfel o să vreau să te leg de mine, să fii a mea pe viață. Iar dacă vreodată nu o să mai vrei, hai să vezi tu ce se va întâmpla. Să nu vezi ziua în care îmi vei lua mie fericirea. Ambele cazuri în bază au frica. Prima este o frică pe față, a doua este o frică mai subtilă ascunsă sub eticheta de dragostea mea, fericirea mea, te iubesc. Unde dacă decizi altfel de cum vreau eu, îmi afișez adevărata față, de sub măști. Și începe supărarea, ura, violența, din iubire. Da, aici poți spune că da, are dreptate. Foarte multe persoane sunt false. Aici conturează foarte mult falsitatea omului. Pentru că de fiecare dată, o persoană când se pune cu o altă persoană, se pune cu o mască anume, ca să pară o persoană foarte de bună calitate. Și când nu-i convine ceva, își dă jos masca și își dă toată răsuflarea și toate cele și te faci în toate felurile, te faci în așa, te faci în nașpa, te faci nu știu ce, te faci nu știu cum. Și eu știu, agramat, orice căcat anume.
Și atunci îți dai seama ce persoană e cu adevărat. Parcă mi-e cunoscută situația asta. Mișto intro, ce-i drept. Alegerile astfel ca influență de bază au un element principal, frica. Nu sunt făcute liber, ci sunt făcute după cum trebuie să fie făcute. Dacă vorbim de exterior, în funcție de părerea colectivă pe care o alcătuiești și tu despre frumos, bine și așa mai departe. Iar libertatea alegerilor în punctul ăsta se termină. Dacă n-ai fi judecat, în momentul de față pentru aspectele care te înconjoară, în prim plan evident că n-ar mai fi aspectul. Machiată mai frumoasă decât nemachiată. Vedeți exact ce vă ziceam, în faza de aspect, că nu trebuie să dați importanță foarte mult aspectului. Nici voi ca băieți, nici voi ca fetele. Deci mai bine gândiți-vă la modul cum o gândește. Nu contează, dă-te dracu să te fie fut în gură de așa. Deci nu contează foarte mult modul de abordare, gen câte studii are, câte astea. Poate să nu prea aibă studii, dar să fie un om inteligent, poate să fie un geniu. Sau poate să existe o persoană care are foarte multe studii, dar este praf la orice. Deci nu trebuie să gândiți în felul ăsta. Trebuie să gândiți în modul în care v-ar place să fie. Dar nu vă gândiți la modul fizic, gândiți-vă la modul psihic și sufletește. Deci eu pe principiul ăsta merg. Videoclipul e. Dacă n-ai fi judecat, nu ți-ar fi rușine, nu ți-ar fi frică de păreri. Astfel ai putea acționa liber de păreri. Ei bine, dar păreri există în continuare. Astfel întrebarea e, chiar dacă există păreri, cum poți alege liber, fără frică, fără rușine, fără să fii afectat? Indiferent de cum ar trebui și de ce ar spune alții. Răspunsul e tot o întrebare. Dacă tu nu trăiești sub influența părerilor, fie proprii, fie colective, pot afecta părerile altor alegerile tale? Dacă tu nu ai gânduri subiective despre ceva, pot părerile altora să aibă efect asupra părerilor tale care nu există? Nu. Evident că nu, deoarece nu există asupra ce să aibă efect. O să-ți fie tot una cine ce zice despre aspectul vostru, deoarece știi că părerea lor n-are cum să vă reprezinte pe voi. Voi reprezentați doar oglinda în care cei care judecă se văd pe ei înșiși. Succes! Ok, lume, cam atâta cu videoclipul ăsta. Puteți să vă abonați la el, o să vă las link-ul de desubt. Este un om super ok, aveți mai multe videoclipe acolo, în care o să vă învețe ceva mai multe detalii despre chestia asta. Eu genul ăsta de oameni apreciez foarte mult. Oameni care gândesc aproximativ ca mine, au un punct de vedere bine stabilit, propriu, care efectiv să nu prea ai cum să-l critici. Și dacă l-ai criticat, tot nu ai avea, corecție la chestia asta, pentru că el are propria sa părere. El își spune efectiv oful de pe lume. Sau problema care e așa și o rezolvă din punctul său de vedere. Așa că țineți minte și ce vă spun eu, dragilor. Voi, atât ca și femei, ca și bărbați, niciodată nu vă luați de aspect. Pentru că... Așa. Deci, pentru că... De ce spun să nu vă luați niciodată de aspect? Nu contează dacă este frumoasă sau frumos. Gândiți-vă că peste ani de zile acea frumusețe se va îmbâcți și se va face urât. Nu contează chestia asta. Gândiți-vă la bătrâni. Ce? Bunicii noștri efectiv se luau după aspectul fizic că era frumos? Nu. Nici nu se gândea la chestia asta. Era altă generație. Noi în generația din ziua de astăzi trebuie să dovedim faptul că noi gândim și că nu ne lăsăm niciodată influențați și corupți de bani. Dacă ați observat foarte mult în videoclipuri de genul ăsta, eu conturez foarte mult aspectul ăsta, nu fi corupt, nu fura, nu judeca și nu privi cu ochii răi altora.
ce nu este uman și toate cele, țigănimea. Țigănimea întotdeauna o să fie, o să existe pe pământ. Încercați să nu fiți ca ei. Încercați să arătați că aveți creier. Nu vă judec ce clase aveți, pentru că n-ar fi corect. O să avem un subiect principal în care o să vorbim despre chestia asta, dar nu astăzi, ci data viitoare, pentru că eu sunt Cosmin și eu vă spun ciao-les!